Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi ne aflăm într-o locație superbă, la 5 minute de Piața Unirii, de suntem în zona centrală a Bucureștiului. Suntem la Aquatic Bebe Club, pentru că vreau să vorbim despre importanța notului la copii cu domnul Florian Clenci, instructor educație acvatică. De ce este important să ne ducem copiii la not? După cum bine știm cu toții, activitatea de educație acvatică este benefică tuturor copiilor. După cum a spus dumneavoastră, este educația acvatică și nu not. Notul se adresează de principiu copiilor peste vârsta de 3 ani de zile, când sunt posibile capacitățile coordinative, permite activitatea de not, deoarece este necesară o coordonare complexă. La activitatea de educație acvatică, un copil poate să intre în apă încă de la vârsta de 4 luni de zile, însoțit de un instructor, desfășoară programe specializate pe fiecare categorie de vârstă, în așa fel încât să dezvoltăm o capacitate motorie bună. De asemenea, beneficiile activității nu se rezumă numai la activitatea motorie, ci și la o dezvoltare socială, afectivă, cognitivă. Totul duce la o dezvoltare cognitivă. Copilul să fie capabil să rezolve anumite situații în afara cadrului familiei. Cei mici pot fi însoțiți de părinți, pentru că la 3 luni, 4 luni, nu cred că stau singuri. Bineînțeles, încă de la primele ședințe copilul va fi însoțit în apă de către părinte, până în momentul în care instructorul consideră că este în siguranță copilul și se simte confortabil doar cu acesta în apă pentru a putea desfășura activitatea. Părintele va ieși din apă și va rămâne numai cu instructorul. Oricum, cred că avem nevoie de anumite condiții speciale, nu este o piscină obișnuită, așa cum se întâmplă la adulți. În cadrul Aquatic Bebe Club există camere speciale amenajate pentru desfășurarea activității. Înainte de a intra copilul în apă, poate să rămână în camera de aclimatizare, unde se întâlnește cu instructorul său. Poate să se obișnuiască cu o temperatură de mediu. Ulterior, poate să intre la vestiar, să se schimbe și împreună cu părintele, pentru primele ședințe, poate să însoțească copilul în apă. Se desfășoară activitatea în bazin între 30 și 45 de minute maxim, în funcție de vârsta fiecărui copil în parte, începând de la 4 luni până la vârsta peste 5 ani. Ulterior se iese din bazin după terminarea ședinței, se efectuează dușul de final și apoi se rămâne din nou în camera de aclimatizare pentru închiderea porilor, eventual să ia masa cel mic după efortul solicitant. Vorbim de piscină pentru bebeluși, pentru copii. Avem clor sau nu în apă? Calitatea apei la noi este una specială, nu există clor în apă. Este un sistem de filtrare pe ozon și cu lampă UV. Completarea pentru igienizare se face cu oxigen activ. Acesta elimină în totalitate clorul din apă. Pentru părinții care poate se tem să-și aducă micuții la piscină toamna, iarna, deci a trecut vara, consideră că trebuie întrerupt în notul ca cel mic să nu răcească. După cum spuneam, există câte o cameră specială amenajată pentru desfășurarea activității. Aceasta presupune și o temperatură constantă și reglată automat. Acest lucru permite și desfășurarea activității pe perioada sezonului rece. În notul putem spune că întărește cumva sistemul imunitar, adică îți face copilul să fie mai puternic? În general, mișcarea presupune întărirea sistemului imunitar, însă temperatura, modificările de temperatură, umiditatea și toți ceilalți factori ambientali ajută la creșterea imunității, pentru că este solicitat organismul în acest sens. Pentru cei care vor să testeze acest gen de mișcare, de cursuri, noi oferim tuturor copiilor cu vârsta până în 3 ani de zile posibilitatea de a desfășura o ședință gratuită în cadrul clubului Aquatic Bebe Club. Părinții să testeze reacția copiilor, iar copiii să testeze jucăriile și activitatea împreună cu instructorii noștri, care sunt foarte bine pregătiți, chiar cei mai bine pregătiți din București. Iată așadar că notul este extrem de benefic, știam asta, poate că nu ne gândeam ca de la câteva luni să începem lecțiile de mișcare acvatică și apoi mai târziu de not cu micuții noștri. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.